Începe construcția de noi locuri de joacă în Drobeta, Turnu Severin. Primăria a demarat un proiect ambițios, conform căruia până în luna aprilie anului viitor, orașul va avea 26 de locuri de joacă noi pentru copiii severinenilor. Banii vin atât din bugetul local, cât și de la Consiliul Județean Mehedinți. Numai puțin de 26 de locuri noi de joacă pentru copii vor fi construite în Drobeta, Turnu Severin, cu termen de finalizare în luna aprilie anului 2023. Constructorul spune însă că dacă vremea rămâne frumoasă, lucrările pot fi finalizate chiar și până la sfârșitul acestui an. Locurile de joacă vor avea toate dotările necesare pentru ca aici copiii să se simtă în largul lor. Investiția este realizată de primărie cu sprijinul Consiliului Județean Mehedinți. Primul astfel de parc, aflat în zona intersecției dintre străzile Cogălnicianu și Cicero, este aproape gata. Când terminăm? Haideți că dumneavoastră sunteți... Dacă ne lasă timpul maxim, joi e gata. Deci gata, da. Adică și turnat și stratul. Finisat, definitiv. Da, de ce mai avem? Haideți să facem stratul de înainte. Rămâne cu noi aici. A rămas din afară. Deci mai avem, ce mai avem de făcut? Deci astăzi se termină stratul 1. Da. De mâine încolo dăm drumul la stratul 2. La coloratul. Da. Bine, și jocurile, adică leagănele și... Deci joi termin eu, vineri poate să le monteze. Am început aici în zona blocurilor din Cogălnicianu. Dar mai avem încă 25 de locuri de joacă, o investiție făcută împreună cu Consiliul Județean și mulțumesc Consiliului Județean, Consiliului Județean și domnului președinte pentru implicare și pentru sprijin. Valoarea undeva la 10 milioane, inclusiv TVA-ul, are termen constructorul până în aprilie anul viitor să termine. Dacă vremea ne ajută, o mare parte din cele 26 de locuri de joacă vor fi terminate. Sprijinim comunitatea și cu aceste locuri de joacă bucurăm în primul rând pe cei mai mici severineni, dar sunt convins că alături de ei se vor bucura și părinții și bunicii, că ei sunt de obicei ei sunt cei care îi însoțesc. La finanțarea acestor lucrări a contribuit generos și Consiliul Județean Mehedinți, iar președintele acestui for legislativ spune că municipiul avea nevoie de astfel de zone în care copiii să se recreeze cu adevărat. Noi am înțeles că era obligatorie realizarea de astfel de investiții și de la nivelul Consiliului Județean am sprijinit și am alocat fonduri substanțiale și alocăm în continuare. Am intrat în parteneriat cu primăria municipiului Drobeta, Turnu Severin și iată că după ce s-au amenajat multe parcări și multe locuri de joacă în anii anteriori, acum a semnat un nou contract care prevede și cu finanțare de la Consiliul Județean, care prevede amenajarea 26 de locuri de joacă. Vorbim de locuri de joacă noi, dotate cu tot ceea ce le place micuților și sunt convins că în același timp și ei și cei mai mari care vor mai veni în astfel de locuri de joacă vor avea grijă de toată dotarea. Mă bucur că se realizează astfel de investiții pentru că avem un oraș modern, un oraș curat. Severinenii sunt încântați de investițiile realizate în ultimii ani în municipiu, iar aceste 26 de parcuri vin să întregească imaginea europeană a orașului. Proiectul are o valoare de circa 10 milioane de lei și ar putea fi finalizat până la sfârșitul anului, dacă timpul va permite.